Vă pup, dragilor, eu sunt Romanița și mă bucur tare mult să fiu astăzi alături de voi. Mulțumesc CONAF-ului pentru invitație și mulțumesc doamna Cristina, pentru că nici nu m-am gândit că, de fapt, meseria mea chiar se încătărează la antreprenoriat. Poate te gândești, asta cântă, ce treabă are? Am o firmă, plătesc impozite, plătesc salarii, colaborez cu oameni și, conform definiției antreprenorului, care pe vremea mea se numea patron și suna așa foarte fancy, acum se numește antreprenori. Eu prestez niște servicii, plătesc impozite, am o firmă, am salariați, sunt antreprenor. Și sunt antreprenor femeie într-o lume de bărbați, pentru că în branșa muzicală, în branșa artistică din România, da, este încă dominată de bărbați și este câteodată destul de greu, mai ales când ești așa luat peste picior, pentru că, da, încă ne confruntăm în societatea românească cu acest lucru în care femeile încă sunt discriminate în fața bărbaților. Voi sunteți tineri și am văzut și foarte mulți băieți în sală și mă bucur foarte mult pentru treaba asta. Și ar trebui să învățați din toate greșelile pe care noi ca societate le-am făcut până acum. Acum vreau să vă întreb ceva, cam câți ani aveți așa? 16, 17, 18? 17, o medie de 17. Bun. Eu la 17 ani plecam din Pitești, pentru că sunt piteșteancă, jet beget. Plecam din Pitești la București cu o valiză de haine și vreo 3 de visuri, să mă fac întăreață. Și credeam că totul pică așa din cer și fără niciun fel de pregătire, nici emoțională, nici atât de tehnică precum credeam eu că o am la vremea respectivă. Am plecat la București să urmăresc visul faimei și al succesului și al muzicii. Și am dat greș din prima. Am eșuat pentru că nu eram deloc pregătită. Dar deloc, din niciun fel de punct de vedere. Nu știam ce înseamnă industria muzicală, nu știam cum sunt oamenii, nu știam ce înseamnă o casă de producție, nu știam ce înseamnă procesul de producție al unei piese, de la un session în studio și până să o scoți, durează foarte mult, uneori și poate și câte o jumătate de ani. E foarte frumos când vedem totul la televizor, un clip frumos făcut, dar durează foarte mult. Și atunci, neștiind absolut nimic, am fost luată și peste picior și, așa pe românește, cum să spunem, mi-am luat o mare țeapă. M-am mutat de la Pitești cu cățel, cu purcel, m-am dus să stau din confortul casei mele de aici, de la părinți, de la bunici, unde eram, călcată, spălată, hrănită. Am plecat într-o cămăruță extrem de mică din București, unde n-aveam nici măcar toaletă în cameră, trebuia să cobor de fiecare dată la parter, la toaletă. Aveam o sobă pe care mi-era frică să o folosesc pentru că era pe gaz și eu n-am avut nici măcar bunici la țară, așa că habar n-aveam cum funcționează o sobă. Și au urmat 10 ani din viața mea, până pe la 28 de ani, în care am dat-o dintr-un eșec în altul. Dar din lac în puț, adică la modul că undeva pe la 21 pic de ani eram la Paris. De data asta nu în căutarea faimei, ci în căutarea banilor, pentru că avem această tendință de a crede că totul se rezumă la bani. Degeaba vă spun eu acum să nu vă gândiți la bani, pentru că o să vă mai gândiți încă vreo 10, 15, 20 de ani numai la bani, până când o să aveți o trezire din asta spirituală și o să vă dați seama că nu banii contează. Degeaba vă spun, nu o să mă credeți, așa că nu insist. Dar am plecat în străinătate, la muncă, am zis, domne, nu mi este treaba asta cu muzica, așa că trebuie să mă duc să fac bani. N-am făcut bani, pentru că la fel te duci în străinătate cu gândul că sunt câinii cu covrigi în coadă, nu sunt nici acolo. Am ajuns chiar să dorm la metrou. Da, am dormit la metrou. Astăzi mi-am parcat Mercedesul aici în față, dar acum vreo 15 ani am dormit la metrou. Da, și nu mi-e rușine să o spun. Pentru că toate lucrurile astea m-au făcut să învăț lucruri de fiecare dată. Fiecare lucru care mi s-a întâmplat a fost ceva din care să învăț. În momentul în care, uite că nu-mi vine să, nu știu, nu-mi vine în română, e expresia când atingi rock bottom, când atingi cel mai de jos punct, îți dai seama că... Așa, când am ajuns la fundul sacului, mulțumesc, uite că nu-mi venea. Și în momentul ăla mi-am dat seama că orice aș face, eu nu am această pregătire, n-am învățat ce trebuie, n-am învățat de la cine trebuie, n-am stat lângă cine trebuie și că eu vreau totul fără să știu nimic. Și atunci am zis clar, băi, educația e pe primul loc. M-am dus, m-am înscris la prima facultate, am intrat penultima, am terminat a doua, după 4 ani de zile. Nu-i o laudă, este un fapt, pentru că vedeți voi, cea mai mare motivație pe care o puteți avea în viață, că e afacere, că e iubire, că e personal sau profesional, cea mai mare motivație nu vine din pasiunea de a face ceva. Cea mai mare motivație vine din suferință, din foamete și din pierdere. Aici este cea mai mare motivație. Când vezi că nu mai ai ce să mai mănânci sau când vezi că efectiv nu mai ai ce să mai pierzi și nu știi încotro să o apuci, aia e cea mai mare motivație pe care o poți întâlni în viață. Și da, v-aș ura să treceți la un moment dat prin viață, printr-un moment în care să simțiți că nu mai aveți nicio scăpare. De ce? Pentru că nevoia te învață, nevoia te împinge de la spate să începi să iei niște decizii pentru viața ta. Băi, ce trebuie să fac de acum încolo? Hai să vedem, să punem pe hârtie. Și mi-am dat seama că cel mai important lucru este educația. Am terminat o facultate și am terminat-o undeva în momentul în care eram pe sfârșit de criză financiară, unde nu mergea absolut nimic. Am plecat din nou în străinătate, am mai făcut o facultate, dar în acest timp m-am și căsătorit, am făcut și un copil, a trebuit să pun mâncare pe masă, așa că a trebuit să-mi las visurile astea deoparte, a trebuit să mă angajez. M-am angajat vânzătoare la Paris, am dat și cu mătura, am spălat și WC-uri, asta a trebuit să stau să zâmbesc la oameni frumos când nu aveam chef să o fac. Și asta până când, la un moment dat, s-a evit o ocazie să fac parte dintr-un grup muzical la Paris. Am avut un concert mare, am umplut o sală de vreo 1000 de locuri, un teatru în Paris și am simțit exact ceea ce simt acum stând în fața voastră, mari emoții. Am simțit că ceea ce trebuie să fac este să cânt, pentru că asta îmi doresc, asta mă face cea mai fericită și cel mai împlinită. Și eu cred foarte tare că lucrurile se aranjează în viață, cred foarte tare în karmă, cred foarte tare în Dumnezeu că nu te lasă să te abați foarte departe de la drumul tău și, cum necum, a trebuit să intru la șomaj. Am intrat la șomaj de la patiseria unde lucram la Paris și mi se părea că viața s-a terminat și că uite cum trebuie să o iau de la capăt, că iarăși un eșec, cum pun mâncare pe masă și așa mai departe. De data asta n-am mai așteptat să mai vină cineva să mă ia de mână, să mă pună să fac aia sau să semnez sau să fac o piesă, nu. Nu aveam mare lucru la îndemână, însă apăruse internetul, apăruse YouTube, apăruseră site-urile cu negative, pentru că acum 20 de ani nu găseai chestia asta. Și am început să învăț singură, să-mi fac un repertoriu. Vreo câteva luni de zile numai chestia asta am făcut-o, după care am luat la rând restaurantele românești din Paris, am bătut la ușă, până când mi-a răspuns cineva. Și mi-a răspuns cineva, dar m-am dus pregătită. Iar lucru care îmi vine acum în minte este un citat al unei femei antreprenor extrem de vestită, pe care cu siguranță o știți, Anastasia Beverly Hills, care într-un interviu a spus "Preparation meets opportunity", adică pregătirea întâlnește oportunitatea. Nu așteptați oportunitatea niciodată. Asta e cea mai bună lecție pe care am învățat-o. Nu așteptați oportunitatea ca apoi să începeți să vă pregătiți. Pregătiți-vă, fiți pregătiți și în momentul în care apare oportunitatea, voi puteți să vă duceți direct la țintă. Mulțumim mult de tot! Vă mulțumesc frumos!